Ca urmare a unui protocol încheiat între Comitetul Local pentru Situații de Urgență și Colegiul Farmaciștilor din Buzău, anul acesta farmaciile din oraș se vor transforma în puncte de prim ajutor. Persoanele aflate în dificultate din cauza caniculei se vor putea adăposti în incinta oricărei farmacii, unde vor primi un ajutor calificat. Avem organizate 3 puncte de prim ajutor principale, ca să spun așa, pe teritoriul municipiului Buzău. Unul este aici în sediul primăriei la parter, unul la piața centrală și unul la piața de la Micro 5. În afară de acestea, care sunt încadrate cu personalul nostru practic asistenții medicali care lucrează la școli, grădinițe, vor asigura permanența la aceste puncte de prim ajutor. Avem încheiat un protocol cu Colegiul Farmaciștilor, care au avut înțelegerea necesară și au dat tot concursul în declararea farmaciilor de pe teritoriul municipiului Buzău a puncte de prim ajutor, ținând cont de faptul că toate au aer condiționat, au apă potabilă la dozator, plus că au și cunoștințele necesare, medicație dacă este nevoie și așa mai departe pentru asigurarea primului ajutor. Pacienții pot intra, pot servi un pahar de apă, se pot odihni, le oferim sfaturi, le putem măsura tensiunea arterială, o glicemie. Până acum, în această vară, nu a fost emisă nicio atenționare de caniculă pentru județul nostru. Se pare totuși că în acest weekend temperaturile vor fi destul de ridicate, iar indicele de confort va fi depășit. Înființarea punctelor de prim ajutor este salutară, pentru că cei care sunt afectați de caniculă sunt de obicei suferinzii de diverse afecțiuni, persoanele vârstnice și copiii. E bună că eu cu tensiunea n-am probleme mari, dar mă țin de tratament și o să apelez dacă am nevoie. Da, sigur. Sigur, dacă avem nevoie, trebuie să ne ducem la farmacie. Am și tensiunii, am și toate, că-s bolnav. Da, după părerea mea, că om mai în vârstă așa, e foarte bine ca să fie farmaciile transformate, mai ales pentru noi pensionari și pentru toată populația, că trebuie să ai unde să ai un sprijin. Este indicat ca buzoienii să nu circule pe stradă, mai ales în perioada prânzului, când soarele este mai puternic. Dacă totuși trebuie să ieșiți din casă, este bine să vă protejați capetele și ochii împotriva razelor solare și să consumați multe lichide, de preferință apă. În următoarele zile, indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 al disconfortului termic.